suntem echipa Nitroman, o echipă plină de energie. Echipa noastră este formată din... Eu mă numesc Victor, am 9 ani și sunt pasionat de astronomie. Numele meu este Andrei Micu, eu sunt pasionat de robotică și am 8 ani. Eu mă numesc Radu și am 8 ani și sunt pasionat de programare. Eu sunt Alexandru și am 9 ani. Astăzi am să vă prezint cele 3 surse de energie regenerabilă. Soarele, vântul și apa. Energia solară este captată cu panourile solare. Energia eoliană este captată de rotația eolianelor. Energia hidroenergică este produsă de apa care cade din baraj. Hai, eu sunt Victor, iar este colegul meu Radu și astăzi o să vă prezentăm alte ideale noastre decât cele pesii care le-au prezentat colegul nostru Alex acum câteva secunde. De aici vă duc la colegul meu Radu. Prima sursă de energie regenerabilă pe care am identificat-o este masca care transferă respirația în energie. A doua sursă regenerabilă care am identificat cu noi este senzor de ploaie care captează energia căderii picăturilor. A treia mijloc de luat energie este în sălile de dans și sălile de sport, când sportivii și dansatorii dansează și fac sport, să fie niște senzori de mișcare sub parchet și când dansează, să se aprindă becurile din capra senzorilor de sub parchet. Deci, ploaie. Și încă o idee pe care am avut-o despre o eoliană este un fel de eoliană care nu își mișcă așa. Și ce își mișcă ca aripile unei păsări. Și iar cei care au învățat această idee i-au dat numele generatorul Vortex sau pasăre Silver Spring. Acest carier este numit cartierul autonom. De ce? Pentru că își produce singură energie. Iar el are 4 zone. Zona de relaxare, zona case inteligente, zona de transport în comun, iar zona de energie. Zona aceasta de mijlocul de transport în comun, care tocmai a prezentat-o colegul meu Andrei, este folosită ca să reducă traficul, inclusiv emisiile de carbon. Ea se mișcă dintr-o parte în alta și oamenii care se deplasează cu ea pot avea aceasta este o geocentrală care ia apa de sub pământ, apa încălzită de sub pământ și o transformă în energie. Acestea sunt niște antene de luat energia dintr-un satelit din spațiu. Acestea două eoliene, când bate vântul, elicele lor se învârt și produc energie. Aceasta este o eoliană mai mare, care
încarcă aceste baterii, iar șelila aceasta le duce până aici în cutia aceasta, iar semnul când le vede, se va mișca acest viață. Aceasta este acestea sunt niște panouri solare care produc energie pentru tot cartierul. Aceasta este o stație de prelucrare a energiei, pentru că energia luată din panourile solare este mult prea mare, iar aici o prelucrează dintr-o energie foarte mare într-o energie normală. Aceste cabluri duc energia de la panourile acestea solare după ce a fost prelucrată până aici, iar aici este o parte prin care aceste antene își transmit energia una la alta și așa încarcă casele. Aici este partea cu case inteligente. De exemplu, aici sunt niște panouri care atunci când vin picuri de ploaie se transformă în energie. Aici avem niște case cu oriere. Iar aici avem un dancing floor, adică de fiecare dată când se mișcă cineva pe aici se produce energie și ajută să încărcăm această mașină automat. Este zona de relaxare și acest leagăn este pentru toți copiii și aceasta este o stație de stocare și când vine o baterie înăuntru se mișcă caruselul. Aici este un stand de mâncare care are aici o eoliană care ajută la încălzarea acestui telefon. Aici este o arcadă de intrare cu niște panouri care fac energie din picături. V-ați dedicat timpul vostru liber, v-ați dedicat timpul pregătirii voastre pentru competiția First Lego League și tema de anul acesta am înțeles că a fost super powered, cea despre energii alternative. A fost obositor, a fost constructiv, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ați mai participat? Ce ai, Alex, să ne spui? Mie mi-a plăcut foarte mult, mereu mi-a plăcut Lego, eu m-am simțit minunat. Cred că aș mai participa în viitor. Poate că să continue, Andrei. Eu am mai participat la o competiție împreună cu colegul meu, Radu, și ne-a plăcut foarte mult și am decis să participăm la această competiție pe nume First Lego League. Noi suntem la sesiunea sau divizia. Divizia Explore și cum te-ai simțit? Eu m-am simțit foarte bine până acum. Robotica este o pasiune de-a mea și aproape zilnic mă joc cu Lego și programez roboți. Și da, ce să zic, foarte... Victor? Mie mi-a părut. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut cel mai mult că am învățat mai multe lucruri și că am învățat mai multe tipuri de energie.
Le-ai recomandat copiilor să participe? Da. Mie mi-a plăcut foarte mult. Radu? Mie, într-adevăr, după cum a zis Andrei, am mai participat amândoi la o competiție. Atunci am dat locul 6 și anul acesta vrem să dăm locul 3. Și dăm tot ce putem ca să dăm locul 3. A fost greu, a fost ușor? Cum ți s-a părut pregătirea? A fost ușor. Da? Și mi-a plăcut foarte mult. Am râs și foarte mult. Ne-am jucat prin joaca noastră să facem pe chestia asta. Mie mi-a plăcut și foarte mult robotica pe care o facem. Asta a fost și pasiunea mea. Și atât. Mulțumim!